care ești acum. Te rog. Este așa. Un alt mod de plată al comisiunii de către suspectul Dumitru Marin l-a constituit încheierea și plata unor contracte de publicitate în favoarea unor televiziuni indicate de către inculpatul Evanghelie Marian Daniel. Astfel, în anul 2009, la cererea inculpatului Evanghelie, societățile controlate de Dumitru Marin au încheiat contracte de publicitate în valoare de aproximativ 2 milioane de euro în favoarea societății Ocram Televiziune, adică operatorul postului de televiziune OTV, a lui Dan Diaconescu, persoana apropiată inculpatului Evanghelie Marian. Aceste contracte nu au fost executate de către această din urmă societate, fiind în schimb plătite de cele din tâi. Da? De asemenea, la cererea inculpatului Evanghelie, ce am spus puțin mai devreme, Premier Palace a încheiat un contract, deci nu-i spunea dă mie banii, nu spunea dă mie banii. Dă-le alora ca să mă asigur de liniște în spațiu public. Îți aduce aminte de un moment extrem de important, când Evanghelie a plecat de lângă Ponta și toți se uitau la Evanghelie și luau lumină de la Evanghelie. Inclusiv la B1 și la Realitatea. Vă mai aduceți aminte de acel moment? Cum a început Evanghelie să-l înjure pe Ponta și a fost acea plecare cu Joana? Mă distram cum toți analiștii și toți cei care îl dădeau pe Evanghelie de exemplu negativ, nu? Că cât e de nasol PSD-ul, că are oameni ca Evanghelie, acum luau lumină. Constat că concluzia deprimantă și din păcate evidentă în toată discuția asta este că ne aflăm într-o țară cu un rudiment de organizare socială, cu un rudiment și mai rău de democrație, n-avem niciun fel de... Trăim într-o devărmășeală totală în care faptul că dai, uite, finanțezi o televiziune, habar n-am, te gândești de 10 ori, o finanțezi sau nu o finanțezi? Dacă cine știe cum interpretează cineva și zice că ești pagă sau că e nu știu ce. Deci, domne, avem sau nu avem reguli? Ce jucăm noi aici? Știm ce joc jucăm? Avem sau nu parlament? Avem sau nu legi? Iertați-mă, dacă vine unul acum din altă parte, din altă parte a lumii și se uită la ce se întâmplă în România, cred că în stările tribale stăteam mai bine cu organizarea. Deci e o devălmășeală totală. Avem un stat diluat și nefuncțional. Despre asta e vorba. Vine chiar de la... În primul rând, de la calitatea proastă a legilor, domne. Legile sunt confuze, domne. Nu știi ce să aplici și cum să aplici. Stau ca să ne rezumăm la domnul Evanghelie în felul următor. Un întreprinzător particular, fie el și un mare patron de firmă de construcție, primește de la o primărie sau de la un minister o sumă de 1 miliard de euro, să spunem, într-o perioadă de 10 ani, din care rămân profit 90%, 900 de milioane. Mm-hmm. Nu contează cum a achiziționat contractele de 1 miliard de euro, că el nu plătește nimic conform actualului cod de procedură penală, cu o condiție. Dacă se apucă să denunțe, până la căruia da șpagă. Domnule, e corect ce spun? Da, nu, corect. E parțial. Deci domnul Dumitru ăsta, Dana, cum îl cheamă, Marin a făcut business cu sectorul 5 de 2 miliarde de lei noi. Adică aproximativ 400 și ceva de mii de euro. El este bine mersi, nici usturoi n-a mâncat, nici gura n-a mâncat. Păi n-a fost reținut în anul trecut? În altceva. Nu, pentru evaziune fiscală de 40 de milioane de lei, dar asta la pachet cu alți 15 oameni de afaceri. Nu are legătură cu asta. Deci pentru că în această speță l-a dat... Adică nu știu să fie avut legătură. L-a dat pe domnul Evanghelie că i-ar fi dat prin intermediul Aflom și altor firme. De fapt, banii ăștia n-au ajuns toți la el, ci au fost sponsorizate anumite instituții media. Eu aflu cu voia ta, Dana, că și am ziariști să ne găsesc pe acolo. Dar mă rog, nu asta e treaba mea. Ei, nici măcar n-au ajuns la el. Domnul Dumitru nu are ce fel de vină. Doar domnul Evanghelie care a luat șpaga. Dar ăla care a dat șpaga, doar că s-a autodenunțat. Doar că a denunțat pe domnul Evanghelie, e de vinovat. Păi așa spune legea și tot codul penal și codul de procedură era și înainte la fel. Denunțarea unei fapte înainte ca organul penal. Este strâmbă aceasta. Păi nu, nu e. Așa a spus și armata la Revoluție. Că asta e legea. Știți? Dar nu vreau să-i dăm în amănunte. Legea aia era proastă și asta e proastă. Parlamentul român, când se întoarce domnul Zgonea din Canada, că știți că a plecat un pic în, sigur, treburi parlamentare, evident, când se va întoarce din Canada, convoacă toate comisiile astea și toți reprezentanții politici, zic, domne, nu e în regulă. Dacă se întâmplă asta, chiar dacă denunțătorul a dat în gât pe rasă, facă și la pușcărie. Că relația de corupție este una în care există cel puțin două entități. Corect. Nu poți să fii autocorupt așa în sine.
ca da. Hegel. Nu pot. Da. Dar trebuie să am o relație cu cineva ca să fiu. Acum, ca să, deci, să pun paie pe foc. Suntem nebuni, dar asta e legea. Da, da. Păi, dar să o schimbăm prin primul ministru. Atenție, nu e legea gravitației, este o lege făcută de oameni, da, care poate da, fi schimbată. Dar eu cred că și legea gravitației poate fi modificată, numai legile astea nu se pot modifica. Domnule, eu predau sociologie juridică, printre altele. Așa, zi. Și legea este expresia spiritului viu a colectivității. Corect. Adică ce se întâmplă, trebuie să reflecte realitatea mea socială. Și ca să funcționeze, nu ca să o blocheze. Și ca să funcționeze, nu este, legea nu este un abstract, Dana. Nu mi-impune statul, care cel mai abstracțiune de legea. Nevoile comunității, ale societății, îmi impun seturile de legi. Și trebuie să le calibrez astfel încât ele să fie compatibile. Să se pupe cu realitatea socială existentă la un moment dat în societate. Asta e tema. Păi și? Și nu, eu nu pot să o fac. Ce oprește? Face Parlamentul României. Păi și ce oprește mai să facă asta? Păi, bun.